Bună ziua, dragii mei telespectatori, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri și voi puncta și din gala favoriților pentru că nu am făcut vlog. Înainte de a începe, țin să vă mulțumesc pentru vizionarea vlogului, pentru faptul că mi-intrați pe live-ul telespectatorilor. Părerea telespectatorilor, puterea dragostei, unde acolo noi telespectatorii ne spunem părerile despre emisiune, despre concurenți și tot ce se întâmplă. Cu păreri pro și contra, de bun simț. Care dorește ne găsește pe canalul meu de YouTube, Laura, puterea dragostei, părerea telespectatorilor. Dacă doriți, abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțelul roșu să vă notifice pe telefon când intru. Că nici eu nu știu, eu când intru. Acum cred că marți voi mai intra după emisiune la o jumătate de oră. De fel postez pe grupul meu de pe Facebook, Laura, puterea dragostei, părerea telespectatorilor și... Bine ar fi să vă abonați și să apăsați pe clopoțelul roșu. Este gratis pentru cei care nu știu și veți fi la curent când intru pe live să vorbim și să ne spunem părerile despre această emisiune. Și acum să încep. Ieri ce văd, primul subiect care l-am văzut, Mădălina începe să-l amenințe pe Marinescu că va aduce o înregistrare și ea și Mariana au o înregistrare referitor la Marinescu. Mădălina, o perioadă ai fost ok. Iar ce faci tu acum cu Marinescu nu faci altceva decât iar ne arăți că ești perversă. Ție nu-ți place să ți se aducă secretele tale din trecut, dar văd că tu ești parșivă și că începi să ameninți. Nu ți-a plăcut când Alexandra ți-a spus că va aduce dovezi cu ce ai tu în trecut. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, că nu de alta, dar încă o dată ne demonstrezi că ești foarte parșivă și falsă. Mădăina, asta e. Am spus că voi fi imparțială și în momentul când veți greși, vă voi taxa pe măsura faptelor voastre. Ce am mai văzut? Am văzut că Alexandra te acuză că nu aduci probele în emisiune, dovezile referitoare la Marinescu. Păi măi, Alexandra, măi, perverso, care și tu ești o altă perversă, dar tu ești și mămică, ești și mai grav la tine. Și tu ai spus că ai dovezi de Mădălina. Tu de ce nu le-ai adus? Vedeți, dragii mei telespectatori, aici este o mare problemă. Că ei, concurenții ăștia, se acuză unii pe alții cu ceea ce fac și ei. Deci nu e niciunul mai breasca altul ca să poată să acuze. Aici este marea problemă. Deja că emisiunea asta este, părerea mea, n-ar mai trebui să se numească puterea dragostei, ci puterea Alexandrei. De ce vă spun lucrul ăsta? Că ieri în gală am văzut toate materialele erau legate de Alexandra. Și ce am văzut? Că Alexandra face exces de zel, nu mai este nimeni ca ea, face pe matroană, închide ușa și nu dă voie la concurență să iasă afară, că ea matroană și e cheia la ea. Am văzut că aruncă cu apa în concurenți, în speță Mariana. Am văzut că sare la bătaie la aia. Această prezentatoare nu a dezbătut niciun subiect din tot ce am enumerat până acum. Ba din contră, a premiat-o pe Alexandra. Și atunci nu e normal să mă duc cu gândul că deja este emisiunea Alexandrei. Dragii mei concurenți, de ce mai stați în emisiune? Dacă emisiunea asta e emisiunea Alexandrei, pentru ce mai intrați voi în emisiune ca Alexandra să facă ce vrea ea cu voi și inclusiv cu
cu prezentatoarea. Mi-aduc aminte, dragii mei telespectatori, că am uitat să menționez într-un vlog, când prezentatoarea i-a spus Alexandrei: da, măi, Alexandra, dar tu ai statut de mămică. Tu ești mămică. Dați înapoi emisiunea să vedeți ce privire îi aruncă Alexandra, ca și cum, și tu vorbești, vrei să te elimini din emisiune? Deci, Alexandra are pe cineva în staff. Pentru că nimeni nu mai are curajul, mă refer la prezentatoare, acum mai nou și la Nikos, și plus că stafful nu face altceva decât să o premieze. Și pentru ce? Rugămintea mea, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, care veți viziona acest vlog, vă rog frumos să spuneți în comentarii cei care o votează pe Alexandra și cei care îl votează pe Marinescu, dați-mi un like ca să vedem cu toții cine este mai votat. Din punctul meu de vedere, Alexandra este mai votată ca celelalte fete din casă, dar nici de cum mai votată ca Marinescu. De ce Alexandra ia tot timpul banii înaintea lui Marinescu, atâta timp cât Marinescu este mult, mult mai apreciat? Și am să vă spun și din ce cauză este mai apreciat Marinescu. Eu m-am uitat și pe celelalte grupuri și am văzut că sunt câteva persoane care o susțin pe Alexandra și nu le-am înțeles, printre care sunt și femei în vârstă. Pe puștii îi las deoparte că ei încă nu au discernământul. Supărată sunt pe femeile mature care au copii acasă și nu înțeleg acest comportament și sunt de acord cu Alexandra, care ea este mămică, repet, care din mame și-ar lăsa copilul acasă ca să vină să-și găsească marea dragoste cu puști de 20 de ani. Să se lingă și să se coțăie în emisiune cu puști de 20 de ani. Și acum mai nou să aflu că cu banii care îi va câștiga, își va lua o mașină bengoasă, o mașină de lux. Păi, mămica Alexandra, ai uitat că ai o fată. Oare nu te pregătești și tu pentru studii, pentru facultate, să ții bani deoparte? Să ții o casă la copil, că am înțeles că stai cu chirie în București. Dragii mei telespectatori, ce să înțeleg de la această fată? Că este precum comănici, comănici când câștigă femei, băutură și lucruri mai puțin permise. Dați-vă și dumneavoastră cu părerea, vă rog frumos, și în comentarii să vedem cine este mai votat, Marinescu sau Alexandra. Din punctul meu de vedere, ca să vedeți diferența între o mămică și un băiat, că nu putem să-l numim pe Marinescu bărbat, are 23 de ani, el a început. Băiat. Marinescu este atacat de toată casa, fie fată, fie băiat. Dar niciodată nu l-am văzut să înjure, să ridice tonul și să sară la bătaie. Dar niciodată. Și repet, are 23 de ani, este încă copil, iar în schimb, mămica Alexandra are două căsnicii la bază, are o fetiță de 5 ani și ea înjură, bate, sare la bătaie, foarte vulgară. Care-i diferența? Dragii mei telespectatori, în ce lume trăim? Încotro ajungem cu astfel de caractere? Cam ai văzut un lucru la Alexandra. Ea spune că, dacă vă aduceți aminte, acum câteva episoade spunea că ea nu înjură. Acum s-a văzut clar că înjură. Nu iau partea a ei, ferească Dumnezeu, nu-mi place nici comportamentul a ei, nici Andradei, nici Mădălinei, nici Marianei. Nu-mi plac aceste fete. Dar, repet, femeia asta e mămică. Ce exemplu dă ea fetiței ei? Cum este posibil să fie atât de bombardieră ca mamă? Și am mai spus o chestie Marianei care m-a făcut să râd. Că dacă ar fi văzut-o pe Mariana, pe Alexandra pe stradă, nu avea curajul să vorbească cu ea. Să ne ferească Dumnezeu, Alexandra. Eu una, dacă te vedeam, crede-mă că mi-era scârbă. Dacă mă salutai, să zic așa, că mă cunoșteai, mă simțeam jignită. Și știi de ce?
că ți-am văzut caracterul și, în primul rând, înfățișarea ta. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, vă rog frumos, primul episod, dacă vă mai aduceți aminte, ce părere ați avut de Alexandra când ați văzut-o tatuată precum cei de la Jilava și cu piercing în buză și cu atitudine de aia de mare țoapă? V-a plăcut? Dați-vă, că eu unul am spus, wow, wow! Dar când am văzut că au atacat-o Akebono și cu Nikos, mi-a fost milă de ea că este mamă. Iar acum sunt deranjată că are astfel de caracter fiind mamă. Și repet, e o mare diferență. Dacă un băiat, gen Marinescu, se poate stăpâni și poate să răspundă înțelept și să-i facă pe toți râzând, stă pe scaun și le dă replică. Și ăia înnebunesc. Asta trebuia să facă doamna, dacă era o doamnă, mămica Alexandra. Ce-am mai văzut? Am văzut că v-a plăcut în emisiunea Favoriților, când s-a deranjat foarte tare Comănici și pe bună dreptate, că n-a putut să țină acea conversație cu Mariana, din cauza lui Codruț și a acestei mămici care se coțăia pe canapea în emisiune. Stau și mă gândesc, fetița ei, ce vede? Că de atâtea, de 4 luni, 5 luni de zile, a văzut-o, cum am văzut-o și noi toți, cu 3 bărbați care se coțăia și se pipăia. Oare este corect pentru societatea noastră să avem astfel de mămici cu astfel de comportamente și fetele ce fac? O iau drept exemplu? Urât, foarte urât. Nu înțeleg cum anumite mămici sunt de acord cu Alexandra. Că mai îmi spuneau câteva persoane, sunt. Că ea este instigată. Păi și Marinescu nu este instigat? Ce ar trebui să facă Marinescu? Să-i bată pe toți? Nu. Un om educat, cu bun simț, procedează exact cum procedează Marinescu. Iar această mămică bombardieră și sora ei la fel, au un vocabular, părerea mea, de centură, sunt crescute într-o mahala și aici e marea mea problemă, că lucrul ăsta se promovează și se premiază. Și nu sunt de acord ca mamă. De ce? Că mâine, poi mâine, fetița ei s-ar putea să ne atace copilele noastre educate și cu bun simț la școală. Pentru că această fetiță este nevinovată și are un exemplu de prost augur. Mama ei. Aici este marea problemă. Eu am susținut-o pe Alexandra prima dată. Cine m-a urmărit știe. Dar în momentul când i-am văzut caracterul, n-am mai fost de acord. Repet, pentru că este mămică. Dacă nu era mămică, toate, o apă și un pământ, începând de la Mădălina, deci toate, nu există una în casa asta, la momentul ăsta, să spun, da, uite, fetița asta are bun simț, este corectă, nu este parșivă, nu minte. Toate sunt o apă și un pământ. Dar ea asta, Alexandra, e cea mai vinovată pentru că este matură, are 26 de ani, 2 căsnicii și un copil de 5 ani. Nu știu, dați-vă și dumneavoastră cu părerea dacă este corect să te comporți așa având un copil acasă. Și vă rog frumos, nu uitați like-uri pentru Marinescu și scrieți comentarii cei care o votați pe această mămică bombardieră, care văd că deja emisiunea este emisiunea Puterea Mămicii Bombardiere Alexandra. Așa ar trebui să se numească și nu știu de ce mai stau concurenții ăștia, pentru că nu mai are rost, se vede cu ochiul liber că este susținută de staff și că, indiferent ce ar face, ea va fi premiată și votată de către staff, nici de cum de către telespectatori. Apropo, încă o dată fac apel către staff, mare atenție că deja noi telespectatorii suntem deranjați
plictisiți, săturați de mahalaua făcută de aceste surori. Când ea, în gala favoriților, nu a mai vrut să vorbească, credeți-mă că a fost o scurtă perioadă când mi-a fost drag, fără țipete, fără urlete, fără înjurături. Da, atunci am mai văzut și noi ce se mai întâmplă cu ceilalți concurenți. Dar cât este Alexandra în casă, nu putem să vedem nimic pentru că ea se bagă peste tot. Ea acum a început să înjure în direct de față cu prezentatoarea și prezentatoarea nu ia nicio măsură. De asta au și început colegii ei de branșă să râdă de ea. Din cauza asta, ea nu mai este, această prezentatoare, Cristina, foarte plăcută nici de noi telespectatorii, dar nici de colegi. Majoritatea colegilor au început să o ia peste picior și să spună că e la fel ca și concurentele. Mi-ar fi rușine. Mi-ar fi rușine, în primul rând, pentru demnitatea mea de femeie. Cum să mă las în felul ăsta, înjosită și umilită de Alexandra, să plece din emisiune cu mine de față, să urle și să înjure cu mine de față? Unde este demnitatea mea de moderatoare? Adică vine la mine cineva în casă și începe să mă ia la trepăzește. Și eu nu pot să-i spun nimic. Cam asta o văd eu pe moderatoare, plus că nu are potențialul necesar să dezbată subiectele. Deci v-am enumărat câteva. Tot ce s-a întâmplat în toată săptămâna care a trecut, această prezentatoare nu a făcut nimic. Când cu apa, cu Mariana și cu Alexandra, a început discuția cu Mădălina și cu George, care n-avea nicio treabă. Când trebuia foarte frumos să-i spună Alexandrei pentru ce a procedat așa. Când a sărit cu aia, la fel, aceeași chestie. Dragii mei telespectatori, deja înțeleg că prezentatoarea îi este frică de Alexandra, că poate o dă afară din emisiune. Că a avut și ea un pic curaj și i-a spus care statut de mămică și s-a uitat Alexandra la ea ca și cum vrei să te dau afară, cât vrei să mai fii aici prezentatoare. Rușine! Rușine că nu aveți demnitate și nu știți să vă impuneți. Și chiar dacă staful v-a impus, cum să acceptați așa ceva știind că este reputația dumneavoastră în joc de moderatoare? Deja aveți o etichetă pusă de cea mai slabă moderatoare. Cât de curând veți ajunge la Cârcota și că deja am înțeles că Alexandra, cu urletele ei, este batjocura cârcotașilor și pe bună dreptate. Scuzați-mă, da, pe bună dreptate. Ce-am mai văzut? Adriana încă o dată ne arată, acum începe să-și scoată colții cu adevărat, se vede că e mult mai obraznică decât sora ei și că și ea are același vocabular, poate un pic mai agresiv, ca al Alexandrei. Alexandra mai are puțină înțelepciune față de Adriana, dar Adriana nu. Adriana e din topor. Adriana e... Ea nu știe să vorbească decât să înjure. Atât. Stau și mă gândesc ce educație au primit. Ferească Dumnezeu. Doamne, ferește. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, că George este foarte supărat cu Mădălina pe Marinescu pentru acel striptease care l-a făcut. Măi, Georgica, să știi că mi-a plăcut în perioada asta de tine, că te-ai schimbat, că ai fost mai rațional, că ai știut să pui întrebări, dar acum, sincer, ai exagerat și am să spun și de ce. Dacă Marinescu făcea decât striptease Mădălinei, aveai tu 100% dreptate, fiind iubita ta. Dar Marinescu a fost o glumă, a făcut cu toate fetele, Mădălina n-a vrut să accepte onoare, bravo, și celelalte fete, ok. Dar fața a prins cam aiure așa, nu știu, și mai ales tu, Georgica, ai vrut să pari mai gelos. Nu, nu se face. Puteai foarte frumos să-i spui, Marinescu, te rog eu frumos, data viitoare să nu se mai întâmple și atât. Nu încep să faci o polemică, teoria chibritului, nu de alta, dar te faci de tot râsul. Și ai mai spus o chestie că Marinescu te apreciază și că ești mult mai deștept ca el și mai înțelept din moment ce el te caută. Păi hai să-ți dau eu exemplu și pe înțelesul tuturor de ce te caută Marinescu.
Marinescu te caută pentru că tu ești genul ăla de persoană. În momentul când ți se dă foc, ți se spune un anumit lucru, tu începi să duci polologia chibritului și faci un subiect de 7 ore. Și o ții langa. Așa că Marinescu și nu sar la bătaie. Cum este Comănici, Codruț, ăștia sunt praf, praf. Și atunci preferă să vorbească cu tine că deja l-ai adus în prim plan și deja ții teoria chibritului. Eu zic că ar trebui să te mai gândești. Că Marinescu chiar s-a demonstrat că vă face pe toți. Iar cel puțin Nicos, care spune că el este învingător în fața lui Marinescu, iar și el știe și de asta are și frustrarea asta în el și de asta se și oftică și procedează așa, pentru că e conștient că Marinescu e mult, mult mai deștept decât el, mult mai plăcut de public și e a doua oară când își primește acest Nicos cel mai mare hate. Cu filmarea care a putut să o facă, e praf. Și apropo de filmări, această Alexandra a adus înregistrarea. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, nu mă pricep, dar spuneți-mi și mie dacă există vreun telefon în ziua de azi să filmeze 5 ore, să înregistreze 5 ore constant. Și dacă ar fi, haideți să dăm așa, facem un exercițiu de imaginație. În momentul când vii să înregistrezi pe cineva, automat îl provoci să vorbească exact ceea ce vrei tu să înregistrezi. Și ce a vrut Alexandra să facă cu acea înregistrare? Să aducă ce? Că Marinescu a spus de Mariana că bea. Haideți să spunem că n-a vrut să recunoască sau că a spus. Și dacă a spus, care este problema? Din moment ce Andrada a recunoscut în emisiune că în timpul vostru liber faceți ce vreți, că înainte să spună Marinescu, cei care o cunosc pe Mariana spuneau că ea bea. Și, haideți să vă mai spun un lucru. Dacă acum cineva spune de Mădălina că bea, nu avem cum să credem. Nu avem cum să credem lucrul ăsta pentru că nu face ce face Mariana. Și știți cum e? În momentul când cineva afirmă și începi să te uiți la persoana aia, o analizezi și vezi, mă, are dreptate? Oare asta bea? Dar după fapte, Mariana, îmi pare rău să spun, dar singură ne-ai demonstrat că ai probleme. După faptele tale, după atitudinea care o ai în emisiune. Și Comănici la fel. Comănici este deranjat pentru că s-a adus în emisiune, Achebonul l-a dat de gol, că își ia femei, că bea, că mai face și alte lucruri. Și atunci nu mai vă enervați când cineva spune că noi nu suntem copii de 2 ani. Să ne mintă Marinescu sau să ne mintă nu știu cine. Noi constatăm, noi ca telespectatori, văzându-vă atitudinea din această emisiune, tindem să credem sau nu. Și după fapte, Mariana, cam se dovedește ceea ce se spune. Asta e. Încearcă să-ți reglezi comportamentul și să nu mai țipi și să urli. Fii o doamnă, lăsați-o pe mahalagioica aia să țipe cât nu mai putea ea să înjure. Și tu aia, la fel, că ești mică, nu te mai coborâ la nivelul ei. Lăsați-o să urle, că ea acum spune că s-a săturat în gală de discuțiile voastre, dar noi, telespectatorii, ne-am săturat noi de ea. De fapt, Zacu Codruț, de o lună și jumătate, azi îl iubește pe Codruț ca să intre în prim plan, mâine nu-l mai iubește pe Codruț ca să intre iar în prim plan și să facă materiale, mâine nu-i mai dați importanță. Iar Codruț este preșul Alexandrei și este și el parșiv, că lui convine chestiile astea pentru că stă mai mult în emisiune. Dacă sunteți deștepte cu adevărat și vă duce capul, mă refer la celelalte fete, Mădălina, Andrada, Mariana, Aia, votați-l pe Codruț la eliminare. Ca să vedem cu cine mai face Marian, asta, Adriana, materiale. Votați-l, că și așa e pervers Codruț și e când cu Alexandra, când fără Alexandra, e precum bate vântul. Votați-l și eliminați-l pe Codruț. Să vedem. Acum, dragii mei telespectatori, nu știu exact dacă va mai avea final această emisiune, că am înțeles că s-au îmbolnăvit mulți
concurenți de COVID, să dea Dumnezeu să-i apere, că nu-mi doresc, sunt copii, indiferent cum sunt, asta e, să-i ferească Dumnezeu, multă sănătate vă doresc, chiar dacă voi credeți că sunt dușmanca voastră, nu sunt dușmanca voastră. Sunt o femeie, o mamă care am crescut copii de seama voastră și nu-mi place comportamentul vostru, dar să vă ferească Dumnezeu să vă faceți bine cât mai repede, toți, și să mergeți la casele voastre și să fiți mândri, măi, să fiți mândri de voi, măi, și copiii voștri să se laude cu părinții, nu să le fie rușine. Nu știu, nu vreau să-mi imaginez cum se va simți fiica Alexandrei când va merge la școală. Nu vreau să-mi imaginez. Cam asta e, dragii mei, telespectatori, puterea dragostei. Marți, sper, mai mult ca sigur, să ne întâlnim pe live. Și nu uitați, vă rog frumos, să comentați ce părere aveți despre prezentatoare, cum vi se pare că a abordat aceste subiecte importante cu violență și înjurături și obrăznicie, ce a putut să facă Alexandra cu toate fetele, nici cu ele nu mi-e rușine, dar repet, asta este mămică și e cea mai mare din casă și ar trebui să ne dea un exemplu. Referitor la care credeți că este mai votat, Marinescu sau Alexandra? De ce Alexandra ia bani? Părerea mea că nu este mai votată și mai plăcută ca Marinescu. Și, dragii mei telespectatori, că am uitat să menționez, ați văzut la această prezentatoare singurul concurent care l-a trimis acasă a fost Marinescu. Dar pe Alexandra sau pe ceilalți concurenți, niciodată nu am auzit-o să spună du-te mai bine acasă. Urât, urât, doamna prezentatoare. Urât că de aici ne arătați că sunteți nici de cum imparțială. Favorizați anumiți concurenți. Asta e rușinică, rușinică. O moderatoare trebuie să fie imparțială și corectă. Iar la dumneavoastră nu s-a văzut niciodată lucrul ăsta. Acum vă las, vă doresc o săptămână minunată, plină de sănătate, că avem nevoie și să ne rugăm în cor toți să scăpăm de acest păcătos virus corona. Ferească-ne Dumnezeu pe toți, indiferent că suntem buni, răi, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Vă doresc o săptămână minunată, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. A voastră, Pandele Laura. Nu uitați de like-uri, vă pup și distribuiți cât puteți de mult. La revedere!